Bună ziua! Începem ședința extraordinară de astăzi, 3 noiembrie 2023. Pentru început o să rog pe doamna secretar general să ne spună dacă avem vorum. Da, domnule președinte, sunt prezenți 15 consilieri locali, absentează 6 consilieri, doamna Sârbu Adelina. A venit, este. Anunțase că nu vine, da. În cazul ăsta sunt prezenți 16, absentează 5, domnul Andrei Sândel, domnul Cioacă Ionuț, domnul Câinaru Codruț Motivat, domnul Ioniță Ciprian și domnul Pălălău Gheorghiță. Mulțumesc, în aceste condiții am să vă rog să ne ridicăm pentru ascultarea imnului de stat. Pentru început, o să vă supun la vot procesul verbal din data de 26.10. Cine este pentru? Al ședinței din data de 26.10. Mulțumesc. Cine este pentru? În unanimitate. Voi continua cu supunerea la vot a procesului verbal numărul 2 din data a ședinței din data de 30.10.2023. Cine este pentru? În unanimitate a trecut. Avem pe ordinea de zi 5 proiecte de hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 345 din 1.11.2023 privind pentru început, da, supunem la vot, da, iertați. Vom supune la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? În unanimitate a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 345 din data de 1.11.2023 privind modificarea anexei 1 la hotărârea numărul 305 din 26.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Avizul Comisiilor de Specialitate. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz la vădere. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 346 din 1.11.2023 privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023. Avizul Comisiilor de Specialitate. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 347 din 1.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Avizul Comisiilor de Specialitate. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 338 din data de 27.10.2023 privind aprobarea încheierii unei convenții între Societatea Națională de Gaze Naturale, Romgaz S.A.
Societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu. Avizul Comisiilor de Specialitate. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. 2 amendamente. Vă rog, domnul consilier. Unul propunerilor. Vă rog să vorbiți la microfon pentru a se consemna la procesul. Domnul președinte. Mulțumesc. Primul e propus de domnul consilier Pană și se modifică punctul numărul 2 la convenția și se completează în felul următor. Obligativitatea ca societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu să plătească ce depășește suma de 300 de lei atunci când situația se impune. 300 de mii de lei. 300 de mii de lei, vă scuzați. Nu era trecut pentru societate că au obligativitatea aceasta și atunci e bine să avem trecut și la societate. Și amendamentul numărul 2, impus de ordonanța 90/27/2023, se modifică de fapt anexa la hotărâre, articolul bugetar 20-30-30, care a fost interzis de această ordonanță pe care am specificat-o, cu articolul bugetar 20.01.30. Nu, asta e în baza subvenției acordată de 40%, atunci se modifică și cuantumul cu care participăm noi. Unde acest al doilea amendament? Da. Unde vreți? Unde să fie? La anexă. Se modifică numai... Bine. Da. Mulțumim. Mulțumim, domnule consilier. Supun la vot proiectul în formă inițială, fără cele două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Avem un vot împotrivă? Abțineri. Abțineri? Ok. Acum supun la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente propuse de domnul consilier. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 344 din 1.11.2023 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Giurgiu Construcții Edilitare SRL. Avizul Comisiilor de Specialitate. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt discuții. Da, domnule consilier. De ce se majorează capitalul social? Există o executare de tipa unui furnizor și trebuie... O ce? O executare. Vă rugăm dacă puteți să vorbiți la microfon, no, domnul director. Da. Și e mai veche sau? Da, e... Și mă mai... Ce lucrare? Lucrarea de la... Pavaj. 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 Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? În unanimitate, proiect. Ok. Cine împotrivă? Se abține cineva? Două. Mulțumesc, proiectul a trecut cu majoritate. Aici era o întrebare, totuși, parcă, din câte mi-aduc aminte, era un contract de asociere între noi și Consiliul Județean pe această lucrare. Nu cumva aici Consiliul Județean ar fi trebuit să reparteze lucrarea asta? Nu, domnul consilier, e un protocol care viza mult mai multe lucruri acolo, prin aportul arhitectului șef, care a plecat de la Consiliul Județean, care vrea să amenajeze inclusiv parcul din fața direcției de pensii și astea. Da. Asta e doar reabilitarea pavajului în zona pietonală. Celălalt protocol se referea la lucrări de anvergură, de modificare, inclusiv cu parcări adiacente, unghi, multe lucruri. Pe care Consiliul Județean n-a mai solicitat acest lucru să mergem mai departe. Asta s-a întâmplat după plecarea arhitectului, care arhitect ne promisese că ne pune la dispoziție gratis proiectul făcut de domnia sa. Ne vom gândi, probabil, în
la anul sau peste 2 ani să facem din bugetul local. Da. Mai întâi să configurăm acolo zona și speranța noastră, presupun că și a dumneavoastră, este ca toate spațiile comerciale care își desfășurau activitatea odinioară la parterul blocurilor și le-ați văzut abandonate și cu anunț de închiriere, să se revigoreze, odată și cu mobilierul stradal și cu îmbunătățirea iluminatului public de acolo. Vom vedea, fiindcă copiii, i-ați văzut, să duc la Donaris și în parcul de la Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Trebuie să le oferim ceva în plus. Asta e activitate privată. Presupun că dacă va arăta și bine și au și spațiu suficient de a închiria pe acest amplasament nou reabilitat, probabil când va apărea primul, vor apărea și ceilalți, așa cum s-a întâmplat în centru, dacă țineți minte. Mulțumesc, declar ședința închisă. Da.